însoțitorilor și ei trebuie să aibă normă de hrană. Și am vrut să mai dau o explicație la un proiect de mai, de mai în față, legat de podul de pe Vârzava. Pentru că l-ați parcurs foarte repede, ați trecut peste el și poate că foarte mulți, chiar dintre colegii noștri, n-au înțeles ce sens are proiectul legat despre podul peste Vârzava. Deci, prin ordonanța 114, suntem obligați să înmulțim toate manoperele de la toate proiectele PNDL și proiectele pe fonduri europene cu un coeficient de 1,57. Suntem obligați. Și asta am făcut în proiectul ăsta. Deci dacă la grădinița de la poliție am avut manopere incluse 2 milioane de lei, ori 1,57, mai trebuie să punem 1 milion de lei. Ne-am dus și am avut întâi la Ministerul Dezvoltării și am întrebat cine pune banii ăștia și ne-au zis, nu știu, voi, pe noi nu ne interesează. Problema pe care o avem noi, administrațiile publice locale astăzi în România, este că de la guvern e foarte multe legi, așa cum spuneți dumneavoastră, dar nu ne indică sursa de finanțare. Noi acum primim pe impozite pe venit, dar cota noastră de impozite pe venit, circa 2,5 milioane de lei pe lună, și salariile sunt 2,8 milioane de lei pe lună. Înainte primeam 3,5 milioane de lei pe lună impozit pe venit și salariile erau de 2,3 milioane de lei pe lună. Acum, eu nu pot să consum din impozitele pe clădiri și terenuri pe care le-au la cetățenii din oraș bani să plătesc salariile angajaților din primărie. Pentru că trebuie să ne mai rămâne niște bani. Dacă vreți, nici măcar de investiții, trebuie să ne mânăm bani de iluminat, trebuie să ne mânăm bani de gunoi, de subvenție la gunoi. Da? De rate la bănci, de rate la bei, rate la apă canală, da? Și așa mai departe. Și atunci, una din soluțiile pe care le-am găsit, a le lua acum, urgent, a fost să facem un flec de 10%, da? De să cumpărăm cu 10% la toată lumea, bineînțeles, mai puțin, domnul Gârtoi, la cei care au minim pe economie, evident, că nu o să îi ducă într-o zonă ilegală. Dar asta este o măsură pe care am găsit-o afiluată de urgență, urmând să vă spun ce vine în faza 2. În faza 2 vine să reorganizăm tot aparatul primăriei și direcțiile colaterale pe un nou organigramă, unde să încercăm să ne mai să intrăm într-o cură de slăbire. Deci eu am înțeles că colegii de la PSD nu vor vota acest proiect. Eu îi rog pe colegii noștri din dreapta mea să ne ajute să trecem acest proiect, pentru că efectiv ne vom găsi în situația în care în câteva luni vom fi în imposibilitatea de a plăti salariile tuturor angajaților din primărie. Vă rog. Da, și mă întreb, cum au reușit primarii din toată țara? În timpul guvernării Boc, e de 4 ani cu salariul minim pe economie înghețat la 700 de lei. Nu au reușit să-și plătească propria angajată. Mă scuzați, n-am înțeles. 4 ani de zile a fost 700 de lei minim pe economie. Și totuși au reușit să plătească salariul. Acum, cu salariul minim pe economie crescând, mereu crescând, nu e adevărat. De la minim pe economie pleci în sus. Salariile sunt mai mari, într-adevăr. Mai mari și foarte mari. Și acum nu vă descurcați. E o problemă, înțelegeți? Păi da. Păi nu e în baza. Ați verificat unde e problemă. Noi în baza legislației. Asta e soluția să diminuăm salariile. Da. Mai renunțați la SF-uri de zmăuri. SF-urile înseamnă investiții, domnul Zahar. Da. Eu știu că voi capacită stăi la mine ca speaker de știința, voi știți cu popor, cu negreșiții, cu bla bla, e, voi ăștia de dreapta, mai vă dăm și măsuri necesare pentru restul cetățenilor. Voi bucă PSDPB că se retrage, votați-vă și minați-le trezoreți, votați joc de oameni. Dar de ce nu vă retrage, domnul Zahar? Puteți să stați și să votați împotrivă. Bateți-vă joc de oameni. Ne retrage. Vă rugăm. Să păstrăm de ce înseamnă. Dacă le-am văzut salariile, nu ne-am văzut joc de oameni, domnul Sala. Ați fost obligați de lege. Dar voi când vă bate joc de o țară întreagă, voi partidul în pește prăjit, voi nu vă bate joc de 20 de milioane. Mare. Asta face. Nu vă place bugetul, domnul Sala. Nu
militare. Domnul Sabu, stați în anunță ce vă retrageți. Puteți să votați să potrivi. Vă trebuie, domnul Sabu. Ne retragem. Cred că am fost unde ajuns de fapt. Dar mai avem vreo două subiecte. Mi se pare deplasat. Da, da, vă puteți să găsești ca să nu faci la subiecte. Se hotărâre de Consiliul Local prin care să diminuăm uniform salariile persoanelor din primărie cu 10% și pentru că, așa cum argumenta domnul Sabo în discuții, suntem obligați să dăm indemnizația de hrană. Practic, dacă oamenii ar fi avut înțelegere, mă refer la colegii noștri de stânga, ar fi înțeles că, de fapt, noi mergem cu 10% în jos ca să putem să punem indemnizația de hrană și ne practic cam în acelea sume. Dar nu puteam să le mai suplimentăm peste ce avem. Pentru că avem probleme realmente serioase, matematice, pe buget. Și eu consider, și am spus-o întotdeauna, reșițenii nu plătesc taxe impozite și impozite ca un grup de 500, 600, 700 de oameni să-și ia salarii. Noi trebuie să întoarcem din impozitele plătite pentru investiții, să întoarcem în oraș și să vadă că facem ceva. Altfel, ei plătesc impozite și noi ne hrănim câțiva oameni din ele. Nu crezesc că e onest. Cât aveți? Aparatul propriu al primăriei are vreo 300, dar cu toate celelalte direcții, ajungem undeva la 600 și ceva, spre 700 de oameni. Sunt vreo 200 la întreținere, da? La drumuri, spații verzi, asfaltări, câini, cimitire și așa mai departe, acumulează undeva la vreo 180-200 de oameni. Mai sunt vreo 70-60 ceva de oameni la poliția locală. Nu pot coborî poliția locală pentru că există o legislație care spune că trebuie să ai unul la 1000 de oameni. Avem posturi, vreo 86 de posturi în conformitate cu legea, dar sunt ocupate 65 din 86. Nu voi renunța sub nicio formă la muncitorii care fac efectiv lucruri în oraș, nici mă gândesc așa ceva. Mai avem undeva la vreo 70 de persoane în asistență socială, erau 100 și am coborât la vreo 70. Și cam asta e. Restul următorul pas va fi o reducere, un organigram. Este un lucru cert că dacă nu reușim să ne integrăm cu salarizările noastre în impozitul pe venit pe care îl primim lunar de la guvern, cu siguranță vom mai reduce din numericul de personal. Avem deja un calcul, o reducere pe organigramă. Estimarea mea este undeva între 8 și 10% din persoane. Dacă ați fi suportat și această alocație de hrană, primăria ar fi ajuns în o situație apropiată, eu știu, falimentului? Nu, dar se crea, ca să vă spun, deci bugetul unei primării se duce o parte în salarii, o parte în investiții și o parte în cheltuieli curente. Mă refer aici la iluminat, la dezăpezit, la asfaltări, la drumuri, la întreținere, la subvenția pentru gunoi, la creditele pe care le avem de plătit la bănci din anii trecuți sau egal de unde, poate pe apă, canal și așa mai departe. Și atunci ce se întâmplă în cazul în care nu te rezolvi cu salariile? De obicei, primăriile României asta fac. Taie din investiții. Taie din investiții până le duci spre zero. Și după aia poți să încerci să mai tai și din cheltuieli. De exemplu, poți să transferi subvenția de circa 200.000 de lei pe lună. Atâta plătim noi subvenție la gunoi. Să ducem gunoiul la Oradea de 2 ani, plătim 2 miliarde de lei vechi pe lună. Da? Poți să o transferi dintr-o hotărâre de Consiliul Local la populație. Și cu asta am scăpat de 200.000 de lei, pe care de fapt eu tot de la populație iau. Dar așa îi las să-i plătească ei în factură direct la Bradner și cu asta basta. Dar eu nu încerc să ne păcălim, să ne furăm din buzunarul stâng în buzunarul drept. Da? Încerc să mențin costurile cu cheltuielile de salarii într-o cotă de rezonabilitate, astfel că să ne rămână bani și pentru cheltuieli de întreținere și pentru investiții. Câte economie faceți? Păi, în prima fază facem vreo 300.000 de lei pe lună și dacă mai renunțăm la câțiva din colegii noștri care încă își mai caută de lucru și nu prea știu ce au de făcut, o să mai câștigăm vreo 200.000 de lei pe lună. Eu estimez
să coborâm de la 2.800.000, cât e costul lunar acum? 800 de lei. 2.800.000 de lei. Ăsta e costul cu salariile, ca să fim bineînțeles. Cât reprezintă din cheltuieli? Din total. Mai mult de o treime. Mai mult de o treime. Să ne ducem undeva la 2.300.000-2.400.000. Cam asta e targetul meu și asta e. Vorbeați de manopera pe PNDL. Da. Sunt ceva probleme că guvernul a cerut. Da, am încercat să o explic. Încerc să explic de câte ori am ocazia. Sper că lumea să înțeleagă lucrul ăsta. E o a patra mizerie care ni se face în parcurs de un an și ceva, în care, prin ordonanța 114, faimoasă de care se discută atât de mult, guvernul a impus ca toate lucrările care se fac pe fonduri europene sau PNDL să li se aplice la manoperă un coeficient de 1,57. Cu alte cuvinte, ne spune: oameni buni, voi trebuie să majorați cu 50% manopera pe toate lucrările pe care le-ați avut voi în calcul de anul trecut încoace. Și când am întrebat: bine, dar cine dă banii? Nu interesează, banii trebuie să-i căutăm noi în bugetele noastre locale. Vă dați seama că te ia cu frisoane când te gândești că am făcut proiecte de 150 de milioane de euro pe fonduri europene. Pentru că din 150 de milioane de euro, dacă o iei, cum vrei să o iei, undeva la 20%, e manoperă. Indiferent că vorbim de tramvai, că vorbim de anvelopări de blocuri, de licee, de clădiri, de ce vreți dumneavoastră, de centru civic, da? De străzi, cele 6 străzi, e undeva la 20-25% e manoperă. Dacă luăm un calcul de la 150 de milioane, 25%, asta înseamnă undeva la vreo 35 de milioane de euro. La 35 de milioane de euro, dacă aplici un coeficient de 50%, înseamnă vreo 17 milioane de euro. Și atunci te lovește frițonul. Eu sper că ordonanța 114 să cadă. E o stupiditate, e o cretinitate, eu nu-i găsesc... Voi vreți ca toate ordonanțe să... Nu, nu, ideea este, nu poți, domnul Onafir, nu poți să vii peste noapte și să-mi spui: domnule, la toate contractele care ai tu, ia adaugă tu 50% în plus. Pentru deci, că... Deci la toate, nu la PNDL. Nu, și la PNDL și la fonduri urbane, la toate. La toate. Dacă îmi permiteți și la privat, la fel, că îți spun minimul pe economie în construcție. Da, așa este. Toate, așa este. Așa este. Așa este. Așa este. Dar eu privat, eu hotărăsc dacă fac o construcție sau nu, dacă am bani sau n-am bani să o fac. Privatul și-a făcut un plan și acum vine cum mai spun. Dumneavoastră confirmați faptul că ordonanța 114 e o imbecilitate. Pentru că nu pot să... Pentru că ceea ce cere mediul economic privat, în primul rând, de acolo provin și știu, și oricine cere predictibilitate. Asta înseamnă, lasă-mă, domnule, lasă-mi timp când dai o lege ca să pot să mi-o pun în practică, să mi-o pot arunca într-o prognoză. Nu poți să spui în decembrie că din ianuarie trebuie să mărești niște costuri cu 50%. Asta e. În privința blocului